locul ăsta e drăguț! Am auzit că mâncarea e grozavă aici! Ah, mă scuzați! Meniul dumneavoastră, domnișoară! Vezi mâncarea în aur? Totul costă o avere! Mai am nevoie de un minut! E ceva sub 100 de lei? Apă pentru prânz să fie! Putea fi mai jenant de atât? O apă de la chiuvetă? Mersi! Frate, care-i problema ei? Bună, scuze că am întârziat! Poftiți meniul! Am zis nu! Desigur! Plecat? Cam adus eu niște haleală! Prăjiturică cu ciocolată vrea cineva? Locul ăsta e mult prea scump! Ca să strecori mâncare într-un restaurant elegant, lipește-ți-o de corp! E ca o jartieră secretă din dulciuri! Dar vrei să-ți acopere rochia totul? Vrei și tu? Stai să verific inventarul! Poftim! Ia-o repede! Îți rămân datoare! Ah, dulce alinare! Luna, ce bine arăți! Ce jenant! Ce nervant e! M-am săturat! În fiecare zi faceți la fel! Wow, calmează-te! Am o idee! Știu cum pot vorbi cu Kevin fără a o mai enerva pe Cheryl! Primul pas e să lipesc scotch peste o foaie de caiet! Perfect! Apoi o să tai un pătrățel din buretele ăsta de vase! Fix așa! Pasul următor e să pun niște lipici pe spatele buretelui. Nu am nevoie de foarte mult și o să lipesc buretele de markerul ăsta. Acum o să-i scriu un mesaj lui Kevin. Gata! Hei, dă-i asta lui Kevin! E pentru tine, ia-l! Super! Trebuie să-i răspund! De ce e mai bună metoda asta, mai exact? Vă spun profesoarei! Doamna! Dă-l încoace! O să șterg mesajul! Abia aștept să ne vedem diseară! Dă-l încoace! Uitați, doamna profesoară! Da, Cheryl? Fac schimb de bilețele! Uitați! Dar scria ceva pe pagină! Cheryl, nu mă mai face să-mi pierd timpul! Era un bilețel! L-am văzut! Oh, nu! Testul meu! O să pic! Nu! Ne vedem diseară! Abia aștept! O știu pe asta! Așa! Ha? Grozav! Mi s-a rupt creionul! Fix de aia am nevoie! Trebuie să fiu și reată! Ce faci? E mea! Ești invidioasă? Oh, da! E atât de plăcut! Huh? Ok, e dubios! În fine! Unde mi-am pus ascuțitoarea? Nu! E ceva pe dedesubt? Doar multe gume scârboase? Ce mă fac? Au! Am ceva în pantof! Ce-i aia? Ascuțitoarea mea! Știam eu că am pus-o bine! Mirosul ăla vine din pantoful meu? Uf, miroase oribil! Măcar mi-am găsit ascuțitoarea! Stai așa! Mi-a venit o idee! Am nevoie de niște gumă! Perfect! S-ar putea să meargă! O să pun guma pe inelul meu! Apoi o să lipesc ascuțitoarea de ea! Nu o să mai pierd niciodată! Nana! Wow, cât de chic! Și e la îndemână! Acum pot să-mi termin exercițiile!
propriul meu unicorn! E atât de drăguț! Dar ai nevoie de un pic de culoare? Pixurile mele sunt pe aici, pe undeva. Oh, cred că ceva nu e ok. E cerneală peste tot. Nu pot să desenez cu astea. Mamă! Ce s-a întâmplat, scumpo? Uită-te la pixurile mele. Oh, draga mea, e ok. Mămica știe ce trebuie să facă. Mai întâi curățăm chestia asta. Nu putem să avem mâinile murdare. Hai să încercăm și pe ghiozdanul tău. Nu merge! Stai așa, o să cumpărăm un ghiozdan nou. Îmi trebuie telefonul. Wow, ghiozdanele sunt scumpe. O să fie bine. Mami trebuie să verifice câți bani are. Oh, știam eu că e prea frumos să fie adevărat. Urăsc să-mi văd fetița supărată. Stai puțin. Cred că știu cum pot să rezolv situația. S-ar putea să meargă. Ca să ascunzi petele de cerneală, ai nevoie doar de niște pâslă colorată. Decupează pâsla în părțile componente ale unicornului. Pune niște lipici pe fiecare bucată. Ai grijă să acoperi pâsla. Apoi lipește piesa pe ghiozdan. Fă asta cu fiecare piesă realizând un unicorn, acoperind în final pata de cerneală. Să nu uităm de ochi și orice unicorn are gene frumoase. Acum e magic! Bună, scumpo! Ești bine? Măcar am scăpat de cerneala de pe mâinile mele. Ei bine, mami ți-a făcut ceva! Wow! Un ghiozdan cu un unicorn! Îl ador! Mersi, mamă! Nici o problemă, draga mea! E perfect! Luna! Nu faci asta! Bună! Ok, vin aici! Am niște teme de făcut, bine? Ok! Eu o să desenez! E bine! Wow, ce desen frumos! E o casă! Aproape am terminat! Și eu la fel! Ia uite, Luna! Ce faci? Uh-oh! N-am fost eu! Mi-ai mâscălit toate caietele! Scuze, dar arată bine totuși! Sunt distruse! Uite! Ce mă fac? Stai așa! Cerneala asta s-ar putea să fie utilă! Se pare că e timpul să acoperim niște desene creative! Mai întâi pune o foaie peste caiet! Apoi folosește carioci ca să creezi niște modele pe foaie. Folosește culori diferite pentru un efect mai intens. Arată bine, dar n-am terminat. Acum ia o pungă de plastic și toarnă în ea cerneala. Ai grijă să nu o vergi. După ce ai terminat, sigilează punga și pune-o pe caiet. Apoi împrăștie cerneala. Ia niște pâslă și decupează un cadran pentru caiet. Lipește-l pe caiet și distrează-te! E o metodă grozavă de a-ți petrece timpul când te-ai plictisit! Ce idee grozavă! Nu fac nimic, pe cuvânt! Hei, ok! Uite! E pentru mine? Da, normal! Oh, e distractiv! Ia uite, fac niște forme drăguțe! Mersi, Luna! O, Doamne, am întârziat rău! A observat proful? Nu, slavă Domnului! Trebuie să mă strecor! Am reușit! Și nimeni nu a observat că lipseam? Trebuie să fiți siguri că o să surprindeți emoția pe pânza voastră! Dar sunt însetată! Am ceva în ghiozdan care mă poate ajuta! Suc! Ești exact ce-mi trebuie! Știi că nu ai voie cu mâncare sau băutură în clasa mea! Dă-mi-l imediat! Ok, poftim! Scuze! Sucul meu! Îmi e așa de sete! L-a lăsat pe catedră ca să mă tăchineze! Cred că e posibil să mor fără el! Of, sucule! Te rog, vino înapoi! Am nevoie de tine! Ce? Sucul meu e în deșert acum? Și Jake are o băutură! O soarbe de parcă eu nu mor aici! Cum de el primește o băutură și eu nimic? Ah, a fost doar un vis! Doar unul sadic! Stai puțin! Jake are o băutură? Sau bea apa pentru pictură? Nu, nu se poate! Cred că halucinez de la atâta sete! Chiar își bea apa pentru pictură! Și dacă o fi doar o halucinație, apa aia pentru pictură arată așa de bine! Am nevoie de ea! Am nevoie de băutura aia!
Stai să-ți spun cum am furișat băutura asta la ora de desen. Întâi o să ai nevoie de paharul tău de pictură cu apă și niște acuarele. Ia-ți pensula și pune niște culoare pe ea, orice culoare vrei tu. Și acum clătește pensula în apă ca să se coloreze frumos. Apoi ai nevoie de un pistol de lipit și de capacul paharului de pictură. Pune niște lipici pe sub capac. Nu-ți face griji dacă lipiciul nu e drept. Grozav! Acum următorul obiect, un pahar de plastic. Întoarce-l invers și lipește-l de capacul paharului de pictură. După ce paharul stă fix datorită lipiciului, ești aproape gata. Pune capacul la loc pe paharul de pictură. Gata! Acum îți poți turna băutura dorită în interior. Paharul de plastic ascuns îți va ține băutura secretă și în siguranță. Mersi, Jake! Abia aștept să-mi gust băutura ascunsă. Ah, ce bună e! Pot să beau și să tot beau și poful să nu știe nimic. Ah, sucul ăsta mă face să mă simt mult mai bine. Da, sucul ascuns e cel mai tare! E timpul să notăm testele astea de la știință și să vedem cât de prost au făcut elevii. Și mai multe note de picat. F, următorul test. Corectatul testelor îmi face foame. Firar, de ce corpul meu are mereu nevoie de hrană? Trebuie să am ceva pe aici care să-mi dea niște combustibil. Nu, și mai multe F-uri. Stai! Evrica, o gustare delicioasă fix când aveam nevoie. De ce e așa de greu? Ah! Bomboanele! Trebuie să strâng dezastrul! Ce fac cu toate bomboanele astea? Pot să le mănânc pe toate? Nu, n-am timp! Ah! Am o idee! Am nevoie de marker pentru asta. Îi scot capacul din capăt și apoi cu o pensetă trag miezul markerului. Acum markerul e gol, adică pot să bag bomboanele acolo. Pare un marker obișnuit. Evrica! Gustările sunt la îndemână și elevii habar nu au. E timpul să mă răsfăț. Delicios! Acum e timpul să predau. Madison, ieși la tablă. Ok. Rezolvă ecuația asta. Să vedem dacă te descurci. În timp ce ea face aia, o gustare rapidă. Am auzit bomboane? Știi că bomboanele nu sunt permise în clasa mea. Acum știu că am auzit bomboane. Nu inventez, dar mai bine să termin ecuația. Ta-da! Greșit! Nici măcar n-ai fost atentă la partea asta a ecuației. Știam eu că erau bomboane. Le-ați ascuns de la început. Nu, nu, nu! Îți dau un A pentru tăcere. Întoarce-te în banca ta și nu spune nimănui. Oh, ador să pictez. Sunt chiar bună la asta, aș zice. Poate iese cea mai tare operă de artă. Am nevoie să ronțăi ceva ca să continui. Da, acolo erai cartofior delicios. Să nu uităm de sos. Ador cartofii prăjiți. Stai! Scârbos! E dezgustător! Ce s-a întâmplat? Ah, l-am înmuiat în locul greșit. Sosule, e și vina ta. Trebuie să fie o cale să nu se mai întâmple asta iar. Ok, întâi îmi iau setul de pictură și golesc toate vopselele. Acum să punem sosurile. Întâi ketchupul. Intră! E loc și pentru muștar și maioneză. Acum pot să închid bine capacele condimentelor. Gata! Condimentele astea sunt pregătite. Au ieșit grozav! O să pun cutiuțele astea chiar lângă cartofi. Acum pot să-mi înmoi cartofii cum vreau. Oh, da! Super delicios și deloc scârbos. Înapoi la pictura mea. Așteaptă, domnișoară! Trebuie să te verific degustări. Nu-i nevoie! Sunt curată! E invers. Uf! Wow! Impresionant, știu. Merci. Hiu! N-o să mă torni, nu? Ce jenant! Hiu! Orice se rezolvă cu niște zahăr. Frate, sunt tare! Stai! Mâncarea nu este permisă! Mâinile sus, haide!
Doamne! Da, ești ok. Mâinile sus pentru mine? Oh, nu! Fără mâncare o să mă prindă! Vai! Încă mai am așa de multe! Ah! Părul ei pare similar, nu-i așa? Haide, gândește rapid! Desigur! Dreduri verzi sosesc! Pare ok! Eu vin imediat! Dacă ai mâncare, o să o găsesc! Calmează-te! Da? Nu ai voie cu orice! Nu-i problema, amice! Sunt aici să mă distrez, nu ca să mă furișez! Până aici mi-a fost, doar nu sunt un prost! Lasă-mă să intru! De mă crezi, o să fiu prea bun! O să vezi! Oh, da! E așa mișto! Nu furișați mâncare, eu! Ha! A fost grozav! Intră! Hei, ce păr mișto, frate! Da? Eh, are un gust și mai bun! Wow! Mie-mi zici? Pot? Ah! Verdele e preferatul meu! Oh, cum le țin pe toate astea? N-am destule buzunare! Nu o să trec niciodată de pază! Nu, sunt terminat! Sau uitasem de buzunarele astea? Stai! N-ai mâncare la tine? Ia să vedem! Aha! Ce să știa? Chiloți masivi? Aha! Fie, ești mulțumit acum! M-ai prins! Vai! Ce mă fac acum? Hei! Ăla ar putea fi răspunsul! Ia un bol de dimensiune medie, umple-l cu dulciuri și bagă-l în pantaloni! Stai! Ia să vedem ce ascunzi! Nimic, a? Mersi! Wow! E ceva de neuitat! Ura! Am reușit! Ce final fericit, așa-i? Ha? Oh, Doamne! Frate! Haide! Bună! Vrea cineva ciocolată? E cea mai tare seară! Stai! Fără mâncare, vezi? Nu te aud! Mă rog! Poftim? De ce nu zici nimic? Nu sunt plătit destul pentru asta? Vai! E limba ta asta? Nu pot să cred că am făcut asta! Nu mă simt prea bine! Ce fraier! Limba mea e ok! Dar i-ar prinde ceva dulce? Ha? Oh, Doamne! Iau eu asta! Nu te îngrijora, am o limbă foarte fericită acum! Ar trebui să dorm, dar efectiv nu pot să las jocul ăsta din mână! Haide, încă puțin! Sunt așa de obosită! Mai bine mă culc! Deja? Cât timp am dormit? O să mai stau 5 minute! Bună, scumpă! E timpul să te trezești! Trebuie! Haide, trebuie să plecăm! Dar mi-e atât de somn! Aș vrea să mă bag la loc în pat! Oare ce pot să fac?
să folosesc ketchupul ăla. O să-mi pun un strop sub nas. Ar trebui să meargă. Bun, tata se întoarce. Stai așa. Au, nasul meu! Eu ți-am făcut asta? Oh, îmi pare tare rău. Mă doare tare. A fost un accident. Stai. A picat în plasă. Gata. Alea o să absoarbă tot sângele. Babacul tău nu e așa de fraier până la urmă, ha? Oh, e deja dimineață? Sunt așa obosită. Vreau doar să stau în pat. Probabil că trebuie să mă ridic. Stai așa. Am un test azi? N-am învățat. Ce mă fac? Gândește. Nu, e inutil. Se pare că o să pic. Ar trebui să mă obișnuiesc cu gândul ăsta. Stai! Cred că am o idee. Ar putea să meargă. Oh, nu! Sunt atât de bolnavă! Mi-ar fi plăcut să strângă după ei. Nu sună bine? Mă simt oribil. Gabi, ești bine? Deschide ușa! Ești bolnavă? Sunt ok, mamă! Ba nu ești! Deschide ușa, scumpo! Piata mea, fată! Ce-am mâncat aseară? Cine mai trebuie să învețe când ești așa de deșteaptă? Stai liniștită! Mămica știe ce e de făcut! Am doctorul la apelare rapidă! Hă? Doctorul? Nu! E ok! Deja mă simt mai bine! Alo, domnule doctor? Am nevoie de dumneavoastră aici urgent! Mulțumesc! Ce face? Trebuie să fac ceva! Nu e de bine! Mamă, sunt ok! Pe cuvânt! Fă-te bine, repede! Ai nevoie de ajutor specializat! Ah, ce interesant! Frumusețea acestei cărți este că te poate purta într-o altă lume! Hei, Jennifer, aici! Hei! Vrei să o ștergem de aici? Să mergem! Da, stai o secundă! Domnișoară? E o carte minunată! Ce e cu gălăgia asta? Ah, scuze, nu e toaleta bărbaților? Nu mă mai întrerupeți! Deci, cum spuneam? Poate că te-ai fi distrat dacă ți-ai fi făcut temele. Trebuie să pot face ceva distractiv. Stai așa! Slime? Ăsta ar putea fi util. Poate că e timpul să mă răzbun. Habar n-are ce să se întâmple. O să fie super! Ah, bună! Uite ce! Trebuie să fiu mai rapidă. O să meargă. Ha? 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 Scuze, n-am avut un șervețel. Ce v-am spus? Cine face gălăgia asta? Domnișoară, uitați ce-a făcut ea! E vina ei! Elevii ăștia trebuie să se poartă frumos. Șt! Dar ești groaznică! Relaxează-te. Ok, e timpul pentru următoarea țintă. Ha? 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 Hai de mine, dezgustător! Scuze, am alergii, pot să plec? Te rog, pleacă! Du-te acum! Grozav, o să plec acum? Mulțumesc! Chiu. Da, a mers perfect! Și acum urmează adevărata distracție! Hei! Ha, ok, am înțeles! Da, da, are sens! Doar îmi rod șnurul, nu-i mare lucru! Jake, mănâncă ceva? Trebuie să mă uit mai atent. Pare a fi șnurul lui. Stai! Ce-i chestia aia? Ăla nu e un șnur. Jake! Fără dulciuri la ore! Bine, scuze! Și acum... tot mi-e foame. Ah, cred că am o idee. Iau doar o gură de apă. Oh, apa asta e așa delicioasă. Adică răcoritoare. Jake, te văd! Nu poți mânca dulciuri nici din paharul tău. Ok, fie... serios, întoarce-te la treabă. Ha, el mereu își roade pixul ăla. Mi-a dat o idee. Gata, e timpul pentru dulciuri. Îi scot capacul markerului meu și apoi scot partea cu cerneală.
Să nu uit de vârf. Ha, e mai mare decât mă așteptam. Să nu uit să-l curăț. Următorul pas, dulciurile. Introduc tot geleul în marker. Se potrivește perfect. Apoi pun capacul la loc. E gata. Super! Un marker cu dulciuri. Ce bun e! Aș putea mânca asta toată ziua. Jake! Ce mănânci? Nu mănânc. Doar rod markerul ăsta. Ca dumneavoastră. Cred că ăsta e ok. Fie. Ok, nu pot să cred că a mers. Of, o altă lecție plictisitoare. Doamna Applebee nu se mai oprește din vorbit. Vă văd! Momentul perfect pentru un pui de somn. De ce Brian e mereu așa de somnoros? Ha! Betty, stop! Lasă-mă 5 minute, da? Frate, ce e ăsta? Beton? Ah! Oh! Vreau să dorm! Somnușor, Brian! Betty, nu! Alo? Doamne, nu o să-ți vină să crezi! Mi-am cunoscut viitorul soț! În sfârșit! Hei, e o gaură în chestia asta! Aha! Wow! Ai nevoie de o pernă? Fă-ți o gaură în hanorac, așa, și bagă niște umplutură! Nu uita să coși gaura aia! Taie ața și pac! Revin după pauză mică de somn! Da! Oare profa știe că am întârziat? Ce-am ratat? Ceva plictisitor, evident. Trebuia să fi mâncat înainte să plec. O să ronță eu gustare acum. Chipsurile mele preferate! Îmi plouă în gură deja. Există vreun alt miros mai plăcut în... Ce? Știi regulile? Scuze! O să aștept. Nu mă puneți să fac asta? Nu vrei să respecti regulile? Nu! Atunci pleacă! Fie! O să-mi savurez gustarea în altă parte. Regulile ei sunt ridicole! Ar trebui să mă înfometez? Stai! Ce zici de dosarul meu? Oare îl pot folosi drept acoperire? Da! Golește punga de chipsuri și răsucește-o așa! Continuă până când e pe dos! Folosește două astfel de cleme și prinde-le la bază! Pune chipsurile la loc în pungă! Apoi rulează punga și prinde-o cu încă o clemă! La final, bagă inelele dosarului prin cleme! Apoi închide dosarul! O să fie epic! Poartă-te normal, poartă-te normal! Bella? Mâncarea a dispărut, vedeți? Bine, înapoi la treabă! Habar n-are doamna Applebee că e fix sub nasul meu! Doar să nu ronțăi prea tare! Am văzut! Ce ai văzut, Betty?